La școala numărul 7 învață peste 350 de elevi. Din anul școlar 2011-2012, unitatea va primi finanțare în funcție de numărul de copii și va avea personalitate financiară. De aceea, în 9 septembrie, va fi concurs pentru un contabil cu jumătate de normă. Concursul la unitatea noastră se va desfășura în ziua de 9 septembrie la ora 9. Va avea două probe, scris și oral. Până acum s-au interesat 4 persoane, nu s-a depus decât un singur dosar. Avem promisiuni că și celelalte persoane care s-au interesat vor depune dosarul. Dacă se vor răscândi, este alegerea dumnealor. Oricum, noi îi așteptăm pe 9 septembrie la ora 9. În total, în județul Mehedinți au fost create aproximativ 50 de posturi de contabil șef. Centrele de execuție bugetară au fost desființate, iar fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică va avea finanțare proprie și va fi nevoită să gestioneze veniturile și cheltuielile pentru contabilul șef, care va fi administrat financiar. Apare o descentralizare, adică școala își gestionează fondurile pe care le are, fără ca să mai fie nevoie de comună, de primăria comunei respective, sau de oraș sau municipiu. Se produce adevărata descentralizare chiar și din punct de vedere financiar și atunci aceste posturi apar ca urmare a faptului că se aplică descentralizarea, că unitatea de învățământ, fie grădiniță, școală sau liceu, își va avea o contabilitate proprie și aceste posturi sunt posturi de contabil șef pentru toate unitățile de învățământ. Acum, unitățile de învățământ au obligația de a mediatiza și organiza înscrieri pentru posturile de contabil vacante. Au șanse egale toți candidații, iar condiția esențială pentru a obține jobul o reprezintă studiile de lungă durată.